Bun rac și mă bucur să te am aici alături de mine. Aceasta este o citire cu un mesaj atemporal și îmi propun ca acum să explorăm sentimentele persoanei la care tu te gândești. Dacă există o situație din viața ta pentru care dorești să transmiți lumină, gânduri bune, rugăciune, poți să-mi scrii în secțiunea din comentarii sau pe adresa mea de e-mail. O aveți în descrierea acestui videoclip. Acestea fiind spuse, invoc aici energia arhanghelilor și a îngerilor iubitori și prea puternici să ni se alăture, să ne ghideze și să ne protejeze în acest spațiu comun. Și să vedem pentru zodia rac care sunt sentimentele acestei persoane la care tu te gândești, ce simte această persoană pentru tine. Cupid. O persoană care simte că iubirea este în aer atunci când tu ești prin preajmă. O persoană care te consideră remarcabil, remarcabilă și care parcă evidențiază și în același timp menționează și observă toate aceste lucruri remarcabile care se întâmplă în jurul vostru, în această conexiune. Simt o persoană cu care tu ești în conexiune, dacă nu chiar într-o relație. Poate fi ceva de început, dar poate fi și o persoană din trecut. Hai să vedem din acest oracol ce simte această persoană pentru tine. Oracolul roz. Uite că avem câteva mesaje. Coffin. Poți să ai de-a face cu un scorpion. Dar acest mesaj vorbește despre sfârșituri, da? Un sfârșit aici între tine și această persoană. Dar și un nou început, creștere, schimbare, eliberare, tranziție. Văd și cheile aici, ceea ce vorbește de multe opțiuni, decizii, ceva neconvențional, o aventură iarăși de o noapte, poate fi. Dar aceste lucruri pot fi și vorbite în. Pentru că avem girl talk, pot fi și lucruri care sunt vorbite de cei din jur, lucruri, anumită bârfă, da? O perioadă în care să petreci timp cu prietenii, cu prietenele, în care să te regăsești, în care să te distrezi foarte mult. Și eu în sentimentele acestei persoane. De asemenea, văd și Phoenix, The Phoenix, care vorbește despre o nouă fază în această situație dintre tine și această persoană. Poate fi chiar o reînnoire, o transformare, o creștere, cineva care își schimbă părerea în această situație. Hai să vedem, să clarificăm. Ce simte această persoană față de tine pentru rac? Ce simte? Ok. Avem 3 de monede și 5 de băte și avem și 6 de spade. Și la baza pachetului regina de băte. Poți ai de-a face cu un semn de foc sau poate să existe o a treia energie aici cu această carte 3 de monede. Poate fi o conexiune la muncă. Pot exista și multe conflicte aici, multe discuții, chiar discuții în contradictoriu, lucruri pe care această persoană își dorește să le lase în spate, să se elibereze de această situație. Ce vrea să spună sau ce vor să spună acest 3 de monede și 5 de băte? Mai întâi 3 de monede. Ce vrea să spună acest 3 de monede? Cam
Cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe este cavalerul îndrăgostit, nu? Cel care transmite mesaje frumoase. Face o echipă bună cu tine, această persoană. Și o intensitate puternică cu care voi trăiți această conexiune. Te apreciază în același timp. Poate să vină cu mesaje, da, în direcția ta. De ce cavalerul de cupe? De ce cavalerul de cupe în sentimentele acestei persoane? Temperanța. Da, ați trecut prin multe, se vede aici. Și parcă această răbdare pe care această persoană o are pentru că are sentimente pentru tine. Okay. Și în această conexiune își dorește să colaborați, să lucrați împreună eficient. De ce 5 de bâte, aceste lucruri, aceste conflicte între voi și pot să mai existe și alte persoane prin jur care își bagă nasul? De ce 5 de bâte? Ce vrea să spun acest 5 de bâte în sentimentele acestei persoane? Regina de spade. Și văd eremitul. Regina de spade este o regină inteligentă, ok? Aparține de elementul aer, mental, și își folosește mintea foarte eficient. În același timp, cu acest eremit, poate fi o persoană înțeleaptă, poate fi o persoană care gândește mult. Și poate că această persoană se gândește la acest... Dar totuși, de ce 5 de bâte? De ce 5 de bâte? Ce vrea să spună acest 5 de bâte în sentimentele acestei persoane? Turnul. Îmi dă sentimentul că aceste discuții în conflict, în contradictoriu, între voi, această competiție iarăși, poate să existe și o a treia energie, pentru că am văzut 3 de monede și la baza pachetului anterior, regina de bâte. Poate să fi provocat o anume ruptură între voi. Pentru că turnul poate să reprezinte o ruptură. De ce turnul? De ce turnul? Ce reprezintă turnul aici? Mai puține cărți, te rog, o carte doar. Ce reprezintă turnul aici? Spânzuratul. O anumită stagnare între voi. Dar stagnare care vine și cu realizări, cu iluminare, ok? Această persoană are anumite realizări. 6 de spade. De ce 6 de spade în sentimentele acestei persoane? Vrea să lase acest conflict în urmă, să faceți o echipă bună, de fapt asta își dorește. De ce 6 de spade? De ce 6 de spade în sentimentele acestei persoane? 2 de bâte. Da, să lăsați trecutul în urmă, să aveți acest nou început plin cu pasiune, pentru că văd și asul de bâte. E ca și cum această persoană primește o anumită inspirație. Ce simte această persoană pentru tine? Ce mai simte această persoană pentru tine? Și vede lucrurile remarcabile pe care voi puteți să le realizați împreună. Vrea să vă îndreptați către ceva mai sănătos, cum am spus. Văd și luna. Nu luna. De ce am spus luna? Lumea. Cartea Lumea vorbește despre o încheiere de capitol.
Și această speranță a acestei persoane că acest nou capitol pe care îl va deschide sau îl veți deschide împreună să aducă ceea ce vă doriți până la urmă, această stabilitate. De ce lumea? Ce vrea să spună lumea în sentimentele acestei persoane? Este o persoană care este investită în tine. Poate să fie și o persoană de la distanță, poate să fie un semn fix, mai ales Scorpion, Vărsător, Taur, Leu. Un semn de apă văd aici, dar reprezintă acest bărbat îndrăgostit. Poți să fii chiar tu acest semn de apă și această persoană să fie investită în tine, să își dorească comunicare, da? Ce va face această persoană în acest context cu tine? Pentru că simt că nu sunteți împreună. Își dorește colaborare, dar văd roata norocului. Va veni cu transformare în direcția ta. Ce vrea să spună acest card, roata norocului? Ce va aduce această energie a roții norocului? Împăratul. Împăratul vine corect, vine autoritar, da. Va ieși din gândurile sale, da, pentru că în acest moment această persoană se simte blocată, ușor blocată. Și va acționa pentru a repara și a avea succes aici împreună cu tine. De ce împăratul? În ceea ce va întreprinde această persoană în direcția ta, împăratul, cum am spus, vine corect, vine autoritar, vine... De ce împăratul? Ce vrea să spună acest împărat? Poate fi un leu, taur, berbec. De ce împăratul? Și va oferi tot atât cât va primi și asta este ideal, cel puțin la asta se gândește. Uite, văd eremitul aici, o persoană care gândește foarte mult. Poate să vină cu un cadou chiar în direcția ta. Da, îmi vine iarăși în minte această idee că această persoană vede ceva remarcabil în această relație. Ok, ce mai simte această persoană pentru tine? Hai să întreb cum te vede această persoană, pentru că în sentimente am văzut, vrea colaborare, vrea să încheiați acel conflict, acea competiție. Cum te vede? Cum te vede? Cum te vede această persoană? Pentru că am văzut acel cuvânt remarcabil. Cum te vede? Șapte de spade. Te vede că te eschivezi de la această energie a unui nou început, de la acest nou început, da, cu nebunul. De ce șapte de spade în felul în care te vede această persoană? Parcă te ascunzi. De ce șapte de spade? Din a comunica... Poate chiar pentru a exista un anume contract și o anume, un anume angajament serios aici între tine și această persoană. Avem și energie de balanță și gemeni fecioară. Da, te ascunzi din a manifesta acest nou început care să vină cu angajament, chiar cu un contract foarte serios între voi. Te eschivezi. Așa te vede persoana asta. Ok. Și să știi că persoana asta e pregătită să dea tot atât cât primește.
Posibil să vină cu un cadou, cu acest 6 de monede, posibil și asta. Hai să mai întreb o dată, ce simte această persoană pentru tine? Ce mai simte această persoană pentru tine, pentru RAC? 9 de cupe, ești dorința sa împlinită și uite, văd cartea ta la baza pachetului, cartea RAC-ului. Da, ești dorința sa împlinită și ceva remarcabil reprezinți pentru această persoană. Totuși, nu știu, ori a existat o încheiere aici, posibil și asta, din cauza opțiunilor, dar pentru această persoană tu reprezinți ceva remarcabil și această conexiune are șansa de a se... de a renaște, de a se retrezi, de a reînvia. Și uite, avem și paradis la baza pachetului. Ok, cam atât pentru astăzi. Dacă rezonați cu acest mesaj, nu uitați să vă abonați canalului. Vă aștept aici cu drag și să îmi lăsați un comentariu în secțiunea de comentarii pentru felul în care voi rezonați cu acest mesaj. Să construim această comunitate frumoasă în care să ne ajutăm unii pe ceilalți, să ne vindecăm din punct de vedere emoțional și spiritual. Dacă vă doriți o citire cu caracter personal, îmi puteți scrie pe adresa mea de e-mail. Eu vă aștept cu drag și în acest sens. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag și recunoștință și ne vedem curând. Pa, pa!